Ca să discute noile contracte de muncă, oamenii de afaceri mai au la dispoziție aproximativ 10 zile. Inițial, termenul urma să expire mâine, 20 decembrie, dar pentru că mulți n-ar fi reușit să se încadreze, autoritățile le-au dat încă un răgaz. Cu toate acestea, patronii sunt de acord cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Cel puțin, asta spune șeful filialei din Botoșani, a celui mai mare patronat al oamenilor de afaceri din România. Din punctul de vedere al, să zicem, al sumelor vehiculate, a veniturilor, a profiturilor și mai departe, nefiind afectate de atât transfer al contribuției de la patronat la angajat, deci această chestiune este acceptată pe ansamblu, patronatul rămâne în aceeași zonă financiară, la fel rămâne în aceeași zonă financiară și angajatul, mai câștigă un 2,25%, zicem că ar fi nereprezentativ, dar să zicem că nu pierde niciun caz. Singurul lucru care îi deranjează este birocrația, deoarece absolut toate contractele de muncă trebuie modificate prin acte adiționale. Acest lucru însă nu va duce la salarii mai mici, ba din contră, ele vor crește cu câțiva lei. Noi nu acceptăm foarte mult o birocrație excesivă. Am spus că o asemenea negociere, transferul contribuțiilor, face o singură dată. Deci a reveni asupra acestor proceduri înseamnă o birocrație uriașă. Închipuiți-vă dumneavoastră că lăsând la o parte probabil sunt circa 4 milioane de contracte care trebuie făcute. Inițierea negocierilor înseamnă că angajații trebuie anunțați și chemați să înceapă discuțiile despre noul salariu brut din contractul de muncă, iar acest lucru trebuie făcut până pe data de 29 decembrie. Altfel, amenziile pleacă de la 5.000 de lei și ajung până la 10.000 de lei. În județ, potrivit ITM, sunt aproximativ 55.000 de contracte de muncă.